Adrian Pretișor în mașină, în drum spre aeroportul după lansarea de la Sibiu. Războaiele mele, cartea pe care ai lansat-o, e o gură de aer proaspăt pentru tine după câțiva ani de agitație? Mine. E altceva pentru mine. Am avut o pauză cum n-am avut în cei 16 ani de presă, o pauză de vreo 9 luni și atunci am profitat de ocazie și am făcut making of-urile pentru 10 reportaje pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Și altceva, e o altă abordare. Noi de obicei la știri, la televiziune, nu scriem așa de mult. La ziare, colegii noștri se întrebuințează. Televiziunea e mai superficială. Dacă ai imagini bune, vorbești mult mai puțin. Cât și... 1000 de cuvinte, cum zice exact, la carte. Exact. Nu? Și e altceva. Eu nu știu dacă am reușit sau nu, sper că a ieșit ceva interesant. Ți-a fost greu să pui pe hârtie? Nu mi-a fost greu. Culmea, n-am avut notate detalii și multe s-au petrecut în 99. Deși n-am avut notate detalii într-un oracol, într-un jurnal, mi-am adus aminte cu destul de multă acuratețe tot felul de lucruri. Nu mă așteptam să fie hardul așa de proaspăt, însă... De multe ori a fost mai complicat decât atunci când s-au întâmplat diverse lucruri, în sensul că după ce se sedimentează amintirile, de multe ori te sperii mai tare acasă când te gândești la diverse momente decât atunci pe teren. Tu știi, pe teren e foarte multă adrenalină, te gândești tot timpul să dai imagine mai repede acasă și să-ți faci treaba și te iei cu treaba și uiți de frică. Însă când am stat liniștit și am pus pe hârtie anumite chestii, de multe ori am avut așa momente mai ciudate, știi? Au fost, pentru că vorbeai de momente, zile în care te-ai întors din teatrul de operație și te-ai simțit ne la locul tău? Adică vreai nevoia de adrenalină, de subiect? Da, se întâmplă destul de des asta. Vrei să ajungi acasă, după ce ajungi acasă, după două luni vrei să te întorci și vrei să faci altceva și... Îți dă o oarecare dependență. Afară se corespondenții de război sunt numiți junkie-uri, dependenți de război, dar nu e un sport extrem asta, e un jurnalism specializat, e o nișă a jurnalismului și dacă începi să te obișnuiești să faci asta, îți intră în rutină și e ca și cum te duce la fabrică la 8 dimineața și te întoarce la 16. Cum ai făcut echipă cu cameramanii? Pentru că e foarte important să te simți așa cu colegul tău. Da, este foarte important să n-ai ceva de împărțit cu colegul tău, pentru că lucrurile sunt atât de complicate și animozități în echipă nu înseamnă decât o problemă în plus. Am mers cu Dan Gecui foarte mult, cu Florin Dobre foarte mult. Florin Dobre sunt coleg și astăzi la TVR. Cu Cosmin Herea am mers cu 5-6 operatori. Cu Dan Gecui am mers cel mai mult. Cum am mers? Păi în funcție de cum ne-am înțeles. Dacă ne-am înțeles bine, am mers împreună, pentru că îți explicam, dacă mai e și o problemă de echipă, de comunicare, lucrurile devin și mai triste și mai greu de controlat la un moment dat. Au fost momente în care ai zis pun stop sau vreau acasă? Nu, n-am zis niciodată vreau acasă. Nu. Am zis vreau acasă în sensul că mi-era dor de ai mei și așa, dar nu. Nu, pentru că sunt foarte multe subiecte în zonele acelea, foarte mult de treabă și din punctul ăsta de vedere, jurnaliștii de război trișează undeva, că acolo găsești atâtea subiecte încât nu trebuie să le cauți, tu te caută ele pe tine, cam asta e ideea. Au fost materiale care ți-au fost interzise? Nu. Am avut o singură chestie trecută și în carte, am avut un interviu cu Jelico Raznatović, cu Arcan, controversatul șef al grupărilor paramilitare sârbești Tigri, un interviu făcut în 99 pentru televiziunea română care n-a intrat pe post și pe care nu l-am găsit nici măcar în arhivă, că acum m-am reîntors la TVR și l-am căutat. N-a intrat din motive destul de ciudate, cum că noi vroiam să intrăm în NATO, el era căutat de tribunalul de la Haga și că ar da prost pe chestia asta. Era o falsă pudoare, pentru că înaintea mea cei de la CNN și de la APTN făcuseră interviu cu el. CNN-ul făcuse cu Brent Sadler o oră și ceva în direct de la televiziunea sârbă și America, Statele Unite erau în NATO și atunci. Deci era o falsă pudoare, însă învățăm și noi din mers. Democrația e mai complicată. Dacă ar fi să faci un top cu materialele care, eu știu, care ar fi number one-ul pentru tine? Dacă ar fi să fac un top, n-aș face un top. Nu? Pentru că toate sunt ok pentru mine și toate mi s-a aproape. Nu toate materialele mele au fost interviuri cu Yasser Arafat, dar
toate materialele mele au contat pentru mine și din fiecare am învățat câte ceva și de-aia n-aș vrea să fac top. Prefer să aibă telespectatorii topuri dacă au, eu le iau la grămadă. În momentul în care îți realizezi materialul, te gândești la ceea ce ar vrea să vadă telespectatorul pe micul ecran? Nu, mă documentez, încerc să văd ce se știe despre un personaj, care e controversa lui și în felul ăsta atac problema. Mi-e foarte greu, telespectatorii sunt și ei de foarte multe feluri. Sunt oameni cu un bagaj de cunoștințe mai mare, alții cu un bagaj de cunoștințe mai mic, sunt tot felul de oameni. Și atunci eu nu încerc să le dau de-a gata ceva, eu fac un reportaj, un material, un interviu, cât mă pricep eu de bine, poate alții ar face-o și mai bine, și telespectatorului nu-i scot ochii. El acasă stă, gândește și vede problema în felul lui, judecă după ce vede materialul. De curând, și spuneai de faptul de acea pauză, când a apărut în viața ta ceva nou. E da, vorba Smaranda. De Smaranda. Da. Ți-ai schimbat optica față de viață? După... Da, mi-am schimbat optica, în sensul că a devenit cel mai important lucru din familia noastră și cariera mea, cariera soției, au trecut undeva pe planul 2. Am descoperit că e foarte interesant să schimbi pamper și să arunci rahat. Dar profesia merge înainte și normal că doresc să fac în continuare lucruri interesante și să mă duc în Afganistan sau oriunde ar trebui să mă duc și să adun povești pe care să le aduc acasă, să le difuzez la TVR. Dar oricum m-a bulversat foarte tare apariția copilului și mi-a arătat că oricând sistemul de valori se poate schimba și lucrurile pe care le considerai nu tocmai importante, devin importante. Nu că până acum familia nu era importantă, din contră, mama, tata, Maria, cățelul meu, avem un golden retriever, Natasha, toți erau importanți pentru mine, însă de multe ori sunt convins că am fost egoist și că am ținut mai puțin cont de părerea alor mei, apropiaților, celor din familie și am făcut așa cum ziceam eu că e bine să fac din punct de vedere profesional. Deocamdată, nevastă mea fiind și ea jurnalistă, m-a înțeles, mama săraca n-are încotro, tata e un pic mai tare, asta e viața. Voi acasă discutați despre job, despre jurnalism? Da, puțin, pentru că e obositor. Sunteți sături. Lucrăm la televiziune amândoi și dacă am mai discutat și acasă despre televiziune, ar fi trist. Oricum, mă uit că de multe ori am prieteni care nu se ocupă de treaba asta și sunt oameni de afaceri sau, eu știu, doctori, frizeri, nu știu, da, au alte meserii și ne întâlnim la masă și suntem vreo 9 care lucrează la televiziune sau care lucrează în presă și unul săracul care n-are nicio legătură și te uiți la el cum să stafidește, să scofâlcește, să se plictisește. Ne ocupă foarte mult timp meseria și nu putem să trecem peste asta, dar încercăm pe cât posibil acasă să discutăm despre câine, despre copil. Mai nou, soția mea e supărată că toate jucăriile copilului sunt furate de câine. Câinele are foarte multe jucării cu care nu se joacă, le fură pe ale copilului, copilul are foarte multe jucării cu care nu se joacă, se joacă în schimb cu telefoanele noastre și cu telecomenzile. Asta e viața și ne ocupă familia 80-90% din timpul de discuție de acasă. Astăzi ai avut ocazia să stai și să vorbești în fața, să spunem, 100 de viitori jurnaliști. Cum vezi tu presa în România în momentul de față? Trece prin schimbări majore presa și nu e acolo unde probabil mulți dintre noi ne-am dorit să fie, dar nici România nu e acolo unde mulți dintre noi ne-am dorit să fie. Suntem în UE, cred că Dăianu a zis asta, UE ne-a prins cu WC-ul în fundul casei. Cam așa suntem și noi în presă. Avem necazuri, e o vorbă, toți avem necazuri, deși noi jurnaliștii și medicii și politicienii și toți avem necazuri. Însă sunt convins că presa se va schimba în bine, pentru că eu sunt convins că România va progresa. N-avem încotro și cred că singurul lucru bun în momentul acesta este că nu putem să ne mai facem de cap. M-aș speria de chestia asta. Suntem pe un drum, suntem în UE, suntem în NATO și sunt creiere mult mai limpeze acolo care nu ne vor lăsa să o luăm razna, sper. Ai lucrat și la privat și acum lucrezi la stat. Da. E o diferență din punct de vedere editorial în materialele tale? În momentul, nu, editorial nu. Am făcut lucruri foarte interesante pentru mine și sper eu și pentru telespectatori la Antenă, unde am stat 10 ani, și la TVR, pentru TVR am fost corespondent permanent în Ierusalim, în Israel. Am lucrat pentru Realitatea 2 ani aproape și am făcut și acolo, zic eu, lucruri interesante. Editorial nu, oamenii au băgat o grază de bani în proiectele mele, mi le-au promovat, au avut grijă de
ele. Însă, în acest moment, cred eu că la televiziunea română am crezut, de asta am și venit la televiziunea română, am crezut că pot face mai multe, pentru că telejurnalul, televiziunea română, vezi și știri externe și vezi, nu, la TVR nu... Și TVR-ul are păcatele lui, dar la TVR nu vezi doar discuții sterile de dimineață până seara cu aceiași invitații, cu aceiași analiști, cu așa și așa mai departe. Înainte să vin la TVR am avut discuții inclusiv cu Mihai Gâdea, Alin Romașcan, șeful știrilor de la Antena, mi-e prieten foarte bun, am discutat o posibilă întoarcere la Antena, aș face-o cu mare drag, dar le-am și spus, mă uit la câte talk show-uri aveți, pe mine unde mă mai băgați, îl scoateți pe Mihai Jurca de la Vreme sau... Și sunt prieten cu foarte mulți din realitatea din Antenă, însă am considerat că în momentul ăsta TVR-ul e locul în care mai poți face reportaj, mai poți face și altceva în afară de știri politice. Care ar fi personalitatea pe care, dacă mâine dimineață, ok, ai putea să o alegi ca subiect? Nu știu, sunt foarte mulți oameni, mi-e greu să aleg asta și nu mă gândesc la o personalitate, că nu țintesc exclusivități așa. De exemplu, aș face un material cu copiii soldați din Africa, din diversele țări de război din Africa. Sunt copii de 10 ani drogați, 10, 12, 13 ani drogați care luptă pentru diverse gherile și aș face un material. Chiar am început în urmă cu câțiva ani niște discuții cu UNICEF-ul, care are niște școli în care copiii ăștia sunt reabilitați, sunt ajutați să redevină copii normali, deși e foarte greu. Însă, pe de o parte, din nefericire, subiectul Africa nu e foarte interesant pentru România. Noi în România nu știm exact unde e Afganistanul pe hartă și avem acolo 2000 de militari care luptă pentru steagul României, luptă în NATO. Și din punctul acesta de vedere, sunt tot felul de frâne. Adică nu știu dacă ar fi extrem de interesant un astfel de material și pentru telespectator. Ratingul face regulile în continuare? Regulile sunt făcute și de rating, nu doar ratingul face regulile, va face multă vreme, cel puțin pentru particulari, ratingul va face o regulă, va face regula și nu trebuie să fim ipocriți, să ne ascundem după deget. Televiziunile particulare trăiesc din reclame, se autofinanțează, își plătesc oamenii, sunt familii care trăiesc din salariile de acolo, sunt impozite care se plătesc, patronii vor și, bineînțeles, dividende și sunt tributari ratingului, dar nu e un lucru neapărat rău asta. Eu cred că și publicul ar trebui să fie mai exigent, mai educat și atunci și televiziunile particulare vor ridica ștacheta și nu vom avea un cerc vicios în care ne alimentăm cu știri puerile, știri lejere sau fapt divers. Dacă ar fi să o iei de la început, dacă ar fi ce ai face? Să o iau de la început, nu știu, poate că aș încerca și altceva. Nu știu. Comunicare, uneori PR? Uneori îmi pare rău că n-am făcut medicina cum a vrut taică. Nu știu, habar n-am. Ok, îți mulțumim și... Eu mulțumesc. La cât mai multe premii și cât mai multe materiale bune. Doamne ajută, sănătate, că restul le croșetăm.